Să deschidem, vă rog, din Cuvântul lui Dumnezeu, cartea lui Neemia. Voi citi din capitolul 4, de la versetul 10 la versetul 17. Acest pasaj ilustrează principiul și inima lecției noastre de astăzi. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos din apoia zidului și în locurile tari poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Amin. O scenă încărcată cu mult dramatism și cu multă tensiune și un moment foarte critic din istoria lui Israel. Întorși din robia babiloniană, cel de-al treilea val, sub conducerea lui Neemia, încercau să zidească zidurile și porțile Ierusalimului. Lucru pe care diavolul îl ura foarte mult, pentru că ridicând zidurile și ridicând porțile, asigurau protecția, asigurau liniștea, ocroteau cetatea și ocroteau familia. Erau foarte disperați pentru că erau tot felul de vești, vin, iarăși vin, pe unde vin, iarăși ne atacă, iarăși sunt pe noi. Și oamenii, știți dumneavoastră cum este, totdeauna se panichează. Sunt între oameni unii care sunt foarte mari alarmiști. Dacă numai o veste prinde de undeva, o dezvoltă într-un roman întreg și răspândește în jur un spirit din acesta de panică și de frică, de groază, și înmoaie mult inima poporului. Așa spune Neemia că se întâmpla și atunci. Și ce strategie i-a dat Dumnezeu? Foarte frumoasă, foarte puternică, foarte valoroasă această strategie. A adunat poporul, a adunat conducătorii, a adunat pe toți și le-a ținut o mică cuvântare, un mic speech. În engleză asta se numește un fel de pep talk. Este ca și antrenorul ăla la care îi pierde echipa și în pauză merge la vestiar și le ține o cuvântare, le ține un foarte scurt cuvânt la jucători și ce dorește el? Să-i încurajeze și să spună, ne putem ridica din căderea asta, ne putem reveni, putem să-i batem, putem să reușim. Și are cuvinte care să
îi poate ridica. Așa ceva încearcă și Neemia aici. Și în cuvântarea lui, ce strategie îi dă Dumnezeu e să atingă punctul cel mai sensibil și să le spună evreilor așa: când lucrați, când vegheați, când luptați, când duceți poveri, când vă este cel mai greu și sunteți descurajați, gândiți-vă la casele voastre. Gândiți-vă la copiii voștri, gândiți-vă la nevestele voastre, gândiți-vă la cei dragi ai voștri. Nu ascultați la veștile rele din jur, nu vă uitați la toate amenințările, în mintea voastră să țineți în fața ochilor și în fața ființei voastre familia. Și să țineți cont că tot ce faceți, faceți pentru familia voastră, ca familia voastră să aibă un viitor. Zidurile acestea le ridicați pentru familia voastră. Porțile acestea le reparați și le puneți la loc pentru familia voastră. Pentru că familia voastră va fi protejată, va fi ocrotită. Aceasta e tema noastră din această seară. Iată, vorbim în cel de-al doilea ciclu în serialul Modelul Trinitar al Familiei. Vorbim de nevoile familiei. Și am ales ca ilustrație sau am ales ca metaforă floarea sau planta și vorbim despre 5 nevoi pe care o plantă, pe care o floare, pe care un pom o are. 5 nevoi care sunt foarte importante, fundamentale pentru orice floare, pentru orice plantă, pentru orice pom. Și am vorbit despre sol, ca despre nevoia de dragoste, am vorbit despre apă, ca despre nevoia de comunicare, am vorbit despre aer, ca despre nevoia de respect. Iar în seara aceasta o să vorbim de căldură, căldura de care are nevoie planta, de care are nevoie floarea, de care are nevoie pomul, ca să poată crește, căldura. Și căldura aceasta este nevoia de siguranță, nevoia de siguranță, nevoia de protecție. E foarte importantă această nevoie. Noi spunem în cântarea noastră pe care o iubim și o cântăm adesea: nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Soarele, sigur că soarele nostru este Hristos, soarele nostru este Dumnezeu. Căldura care o primim este căldura care o primim de la Dumnezeu, dar familia are nevoie de această căldură, are nevoie de această atmosferă caldă, această atmosferă de siguranță, de liniște, de pace, de ocrotire. Așa cum spuneau și frații la îndemnul de rugăciune, lumea este tulburată. Totul în jurul nostru este într-un teribil mers de groază, de spaimă, de ce se mai întâmplă, ce se poate întâmpla, ce pericole sunt. Și ce mare lucru este să ai un loc care să știi că e locul unde te retragi, locul unde te refugiezi, locul unde te întorci seara, te întorci în fiecare zi, te întorci la sfârșitul muncii, te întorci la sfârșitul drumului, te întorci la sfârșitul alergării și acolo e spațiul tău de liniște. Acolo e spațiul tău de siguranță, de ocrotire. Acolo ești întâmpinat cu dragoste, acolo ești întâmpinat cu bunătate, acolo ți se asigură pacea, ți se asigură protecția și câtă vreme ești acolo, ești bine, ești în siguranță. Acest spațiu se numește familie, nu casă cu pereți și cu palat, nu, ci familie, familie. Una e casa și alta e familia. În scrierea
asiatică, la chinez, la coreen, la, la japonez, ei au o scriere pictorială. Ați văzut cum scriu, parcă pictează. Literele lor sunt ca niște figuri. Pentru familie sunt două caractere. Și primul caracter înseamnă relație și al doilea caracter înseamnă grădină. Cele două caractere care compun și care alcătuiesc cuvântul familie înseamnă că acolo există o relație de dragoste, o relație de încredere și spațiul, locul acela este un loc de bucurie, un loc numit grădină. Și Domnul, când l-a creat pe om, l-a creat din țărâna pământului, dar l-a pus în grădină, l-a așezat în grădină. I-a făcut un ajutor potrivit și grădina a fost casa lor. Dar mai mult decât grădina, mai mult decât pomii, mai mult decât fructele, mai mult decât zbenguiala de care puteau să se bucure și liniștea de care puteau să se bucure, era privilegiul de a umbla cu Dumnezeu în fiecare zi, de a-L auzi pe Dumnezeu, de a-L asculta pe Dumnezeu, de a-L întâlni pe Dumnezeu, de a-L consulta pe Dumnezeu, de a avea întrebări, de a avea răspunsuri, de a avea părtășie cu Dumnezeu. Lucru extraordinar de mare care se întâmpla acolo în grădină. Când a venit păcatul, prima consecință, sigur că a fost ruperea acestei relații. Relația pe verticală cu Dumnezeu, relația pe orizontală între el, soț, soție. Și apoi, după ce și-a rostit Dumnezeu sentința și judecata pentru ei, ce s-a întâmplat? A avut loc izgonirea? Cum spunem? Izgonirea din rai. Izgonirea din rai. Au părăsit grădina. Eclesiastul spune în 11:7, dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Să știți că e vorba de căldura spirituală, de căldura sentimentală, de căldura pe care ai nevoie, nu neapărat de termostatul care îl pui mai sus sau mai jos în funcție de cât de friguros ești sau este celălalt de lângă tine. Este vorba de căldura sufletească, de căldura spirituală și emoțională de care poți să dai celui de lângă tine, celui drag de lângă tine și poți să dai și poți să primești. Dar haideți să vorbim puțin despre ce înțeles, ce semnificație are această căldură, această siguranță, această liniște, ce sentiment de protecție. Spuneam în lecțiile trecute că cea mai mare nevoie a soțului este respectul. Și urmăriți-l, vă rog, pe Petru, în 1 Petru 3, primele două versete, cât de bine și cât de puternic subliniază el femeilor și soțiilor nevoia acestui respect și nevoia acestei supuneri. Spune, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Cu alte cuvinte, Petru spune așa femeilor, voi, femeile, aveți o armă extraordinară, o armă care e cea mai puternică armă pe care voi aveți. Și nu este abilitatea voastră de a manipula sau abilitatea voastră de a vedea și de a avea intuiție asupra unor lucruri pe care bărbații le văd mai greu sau, știu eu, mai târziu decât dumneavoastră. Nu. Petru spune, cea mai puternică armă pe care o aveți este respectul. Pentru că un bărbat, oricât de rău, oricât de încăpățânat, oricât de îndărătnic, oricât de împietrit, oricât de nepocăit, oricât de neserios, oricât ar fi,
Dacă îl tratezi cu respect, și aici o să fie foarte greu pentru dumneavoastră să pricepeți lucrul ăsta, dar observați, vă rog, Petru vorbește și chiar subliniază că vorbește unui context în care s-ar putea ca bărbatul să fie necredincios, să nu asculte de cuvânt. Și într-un asemenea context, într-un asemenea cadru, Petru vine și le spune: voi, femeilor, nu renunțați la puterea aceasta extraordinară pe care o aveți și nu încercați să vă manipulați soții voștri, nu încercați să-i șantajați, nu încercați să-i, știu eu, influențați într-un fel sau altul. Folosiți darul pe care vi-l dă Dumnezeu, pentru că nevoia fundamentală a bărbatului este nevoia de respect. Așa simte el că e iubit, dacă e respectat. Și în momentul când îl tratezi pe soțul tău cu respect, da, dar nu merită respectul, că respectul trebuie să-l meriți, respectul trebuie să-l câștigi, respectul trebuie să fie cineva la un nivel să poată beneficia de respect, nu? Așa zicem noi omenește. Omenește așa este, dar Dumnezeu spune altfel. Dumnezeu spune: asta e o armă extraordinară, dacă știi să o folosești, s-ar putea să lucreze când nimic altceva nu lucrează. Așa vă veți câștiga soții, spune Petru, purtarea voastră va fi curată și mai ales purtarea voastră va fi o purtare plină de respect. El folosește cuvântul cu temere. Cu temere, exact cum a spus fratele Nelu în cuvântul de îndemn. Foarte frumos a spus. Cred că e chiar bine și sănătos să ne temem de Domnul. Cum e la fel de bine și sănătos ca soția să-și respecte soțul. O să spuneți, dar nu merită. E un jerk, ce cuvânt să folosesc? Nici nu vreau să folosesc cuvinte urâte în limba română sau știu eu. Păi se poartă urât. Nu merită. Tocmai unor asemenea femei și unor asemenea case și într-un asemenea context, Petru spune: încearcă respectul. Încearcă frica de Domnul și tratează-l pe el cu respect și să vezi că s-ar putea, fără cuvânt, fără predici, să-l câștigi. De ce? Simplu. Vă rog frumos, rețineți, foarte simplu, știți de ce? Pentru că cea mai profundă, cea mai mare nevoie a bărbatului e respectul. Și când tu îi răspunzi lui la cea mai mare nevoie a lui, să știi că el nu rămâne același, se schimbă. Poate nu se schimbă peste noapte, poate nu se schimbă dintr-o dată, poate nu se schimbă, dar foarte multe cazuri au fost din acestea, în care femeile s-au pocăit, s-au întors la Domnul și de când s-au întors la Domnul, viața lor s-a schimbat, nu mai erau rele de gură, nu mai erau certărețe, nu mai erau obraznice, nu mai erau în gata să se ia la harță și la conflict. Și atunci bărbatul zicea: chiar s-a întâlnit cu Dumnezeu, chiar s-a întors la Domnul, chiar că există ceva divin în această pocăință și în această umblare cu Dumnezeu. Și mulți s-au întors la Domnul pentru că au văzut purtarea soțiilor lor în curăție și în frică. Dacă vreți, cu respect. Apoi, în același fel, cea mai mare nevoie a soției este dragostea. Da, cea mai mare nevoie a soției este dragostea. Cea mai profundă nevoie pe care femeia o are, pe care soția o are, este nevoia de dragoste, de sensibilitate, de căldură din aceasta despre care vorbim noi aici. Efeseni 5:25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Duminică seara vorbeam de dialogul dintre Petru și Domnul Iisus și am făcut un pic de lucru pe text, un pic de exegeză și numai am arătat că acolo era o discuție între două nivele de dragoste, un nivel divin și un nivel uman. Și știți că aici textul ăsta spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele cu dragostea agape, cu dragostea lui Dumnezeu. În Osea, în capitolul 3,
profetul capătă un cuvânt de la Domnul care este foarte greu. Nu o să intru în detalii, sunt sigur că știți despre ce-i vorba și puteți vizita textul acela și vă edificați, dar Domnul îi spune lui Iose așa, te duci și iei femeia aceea și o iubești. Dar nu o iubești oricum. Zice, știi cum să o iubești? Cu dragostea cu care o iubește Dumnezeu. Să o iubești ca Dumnezeu. Adică cu dragostea agape. De ce spune Dumnezeu asta? De ce Paul, în toată teologia lui, în ce privește teologia familiei, este foarte simplu și fundamental când spune, la femeie îi spune, respectă-ți soțul și bărbatului îi spune, iubește-ți soția. De ce? Pentru că nevoia fundamentală a soțului este respectul și nevoia fundamentală a soției este dragostea. Este dragostea. De aceea îi spune bărbatului, ca și Hristos, și când dă concluzia, uitați-vă la Efeseni 5 cum se încheie și ce concluzie avem în Efeseni 5 cu 33, e fantastic. Pavel merge în concluzie și reiterează, subliniază, accentuează din nou aceste două mari adevăruri. Îi spune femeii să nu uiți că nevoia lui cea mai mare e respectul. Și spune bărbatului să nu uiți, nevoia ei cea mai mare este dragostea, iubește-o. Și de multe ori bărbatul zice, I don't think, nu știu dacă o mai iubesc, nu știu dacă o mai pot iubi. Se poartă așa încât nu este ușor de iubit. Nu asta îți spune Dumnezeu, dacă e ușor sau dacă e greu, sau dacă merită sau dacă nu merită. Spune, iubește-o cu dragostea lui Dumnezeu. Iubește-o cu dragostea agape. Iubește-o ca și Hristos. Ăsta e modelul tău, Hristos. Ia exemplu de la Hristos și iubește-o. Asta e nevoie aici mai mare. Dar de fapt, înțelegând lucrurile acestea, descoperi secretul. Și care este secretul acesta? Că tocmai respectul ei motivează dragostea lui. Tocmai respectul ei, respectul femeii față de bărbat, declanșează în el iubirea. Și tocmai dragostea lui față de femeia lui și față de soția lui, declanșează în ea respectul. Respectul ei declanșează sau motivează sau, dacă vreți, energizează. Respectul ei energizează dragostea ei și dragostea ei energizează respectul lui. Cu alte cuvinte, dacă ea îl respectă, de fapt îl ajută pe el ca să o poată iubi. Dacă el o iubește, de fapt o ajută pe ea ca să-l poată respecta. Observați relația de complementaritate, de relația aceasta foarte puternică de cauză-efect și și observați cum încheie Pavel. V-am promis că vă citesc textul acesta, Efeseni 5 cu 33. Concluzia, încolo, cu alte cuvinte, în concluzie, în continuare, în principal, încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Observați? Deci asta e sublinierea. Pentru că asta e fundația pentru o atmosferă caldă, pentru o atmosferă plăcută, pentru o atmosferă liniștită, pentru o atmosferă de siguranță, de protecție în cămin, în căsnicie. Să știți că asta e foarte, foarte important. Fără fundația asta nu poți să ai în familie siguranță. Nu. Pentru că fără dragoste, femeia reacționează negativ. Fără respect, bărbatul reacționează negativ. Și te trezești la niște reacții negative de nici n-are rost să ne imaginăm. Dar în momentul în care tu, ca femeie, arăți respect față de el, de fapt, în momentul acela declanșezi, în momentul acela motivezi, în momentul acela energizezi dragostea lui față de tine. Și tu, ca bărbat, în momentul în care o iubești, tu declanșezi și provoci și determini și energizezi și motivezi respectul ei față de tine.
Nu merge să spui, trebuie să mă respecti, așa zice Biblia, dacă ești pocăită, trebuie să mă respecti, trebuie să mă asculți. Și ea zice, da, să spun și eu una, ca să o ții minte, tu trebuie să mă iubești. Fiecare știe ce trebuie să facă celălalt. Dar hai să facem ce trebuie să facem fiecare în dreptul nostru și să vedeți ce se întâmplă. Și să vedeți cum lucrează și să vedeți cum dacă tu îți faci partea ta, lucrurile încep să se pună foarte frumos în ordine și la loc. Sigur că mai există un element și elementul acesta se numește autoritatea spirituală. Am mai vorbit despre asta și în ciclul 1 al studiului nostru. Preotul familiei, bărbatul, de fapt, dacă este în relație intimă cu Dumnezeu, el are peste el o ungere și o autoritate divină și asigură prin acea autoritate divină care este dată, dacă e în ordine și în alignment cu Dumnezeu, corect, atunci peste el vine această autoritate, vine această ungere și această ungere și această autoritate asigură liniștea, protecția, siguranța, căldura în cămin. E ca și o casă care nu are acoperiș. Soarele o bate în cap, ploaia o umple, furtuna o lovește, pentru că nu are acoperiș. Când bărbatul este într-o relație corectă, într-o relație intimă cu Dumnezeu, peste acel bărbat vine o ungere, vine o autoritate divină și o să vă arăt biblic că lucrurile stau așa. Și atunci autoritatea aceasta, de fapt, asigură familiei, asigură soției și copiilor un cadru de liniște, de protecție, de siguranță. Când bărbatul nu este la locul lui în relația cu Dumnezeu, când soția nu este la locul ei în relația cu Dumnezeu și în relația unul cu altul, toată familia aceea se dă peste cap. Totul este vraiște, tot și iarăși revin ca și în atâtea rânduri în celelalte lecții, pentru că nu suntem suficient mă iertați dacă spun, nu suntem suficient de conștienți, de serioși, să ne dăm seama că cine suferă cel mai tare sunt copiii. Nu asta o să ziceți, copiii sunt mici, ei nu știu, că noi avem probleme, noi avem discuții, noi avem tensiuni, copiii nu-și dau seama. Îi aruncăm în camera lor, le punem un video, le dăm cutia cu jucării și ei sunt copiii, ei nu știu. Să credeți dumneavoastră, numai atâta vă întreb, ați uitat când erați copii? Ați uitat? Cum simțeați imediat când în familie era supărare? Cum simțeați și cum vă afecta ca și copil? Ca și copil simțeați că e sfârșitul lumii. Copilul nu realizează și nu poate să cuprindă complexitatea relațiilor și a existenței umane la nivelul la care și la complexitatea la care se întâmplă ea. Și copilul care simte tensiunea, care simte cearta, care simte apăsarea, care simte ura sau, mă iertați, ce este acolo, copilul ăla, să știți că suferă enorm. Suferă enorm și e afectat enorm. Să nu credeți că i-ați dat un video, i-ați dat $5 să meargă la McDonald's sau i-ați cumpărat o jucărie și l-ați pus în camera lui și e ok. Să nu credeți, pentru că atmosfera aceea din familie o respiră și el. Numai că el, fiind copil, este teribil de sensibil și teribil de afectat și el nu are protecție, el nu are sistem de a se proteja și de a-și explica ce se întâmplă. De ce nu se înțeleg ăștia doi oameni care parcă sunt adulți și nu se înțeleg? De ce nu se înțeleg? Că mănâncă la aceeași masă, dorm în același part, poate același nume. What's wrong between my mom and my dad? Și copilul, să știți că e foarte afectat. Anyway, ideea este asta, ca bărbatul să fie la locul lui în relația cu Dumnezeu. Și atunci, prin poziția lui care o are ca preot, vine peste el autoritatea divină. Dumnezeu o revarsă,
nu și-o asumă el. Dumnezeu eliberează această autoritate divină și, practic, prezența lui Dumnezeu se simte, primul lucru. Apoi, autoritatea aceasta spirituală asigură direcție, asigură răspuns, soluții. Ce zice Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu? Unde ne conduce Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Bărbatul primește de la Dumnezeu, prin această ungere specială, lumină și călăuzire. Autoritatea spirituală asigură protecție, asigură siguranță și se primește într-o atmosferă, autoritatea aceasta spirituală se primește într-o atmosferă de dragoste și respect. Și aici ținem cumva într-un cadru cât se poate de corect și de obligatoriu, dacă vreți, și bărbatul și femeia. Pentru că această autoritate spirituală nu se manifestă oricând, oricum și oriunde. Se manifestă numai într-un cadru de dragoste și respect. Adică într-un cadru în care bărbatul își face partea lui și își iubește nevasta și nevasta își face partea ei și își respectă bărbatul. Și într-un cadru din acesta se revarsă autoritatea și se întreține autoritatea și se manifestă autoritatea divină. Pentru că autoritatea nu înseamnă să dai cu pumnul în masă. Autoritatea nu înseamnă să ai ultimul cuvânt. Autoritatea nu înseamnă să fii dictator în casa ta. Ci tocmai autoritatea divină se coboară peste familie și lasă liniște, lasă pace, lasă siguranță, lasă ocrotire, lasă direcție. Și soția și copiii, sub această ungere, sub această autoritate, se simt în siguranță. Se simt liniștiți. Iată două texte. Psalmul 127:1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Psalmistul vrea să spună, e important ca Dumnezeu să fie stăpân. E important ca Dumnezeu să se poată manifesta peste casa aceea, să o zidească și să o crotească. Dar asta înseamnă că bărbatul este la locul lui, asta înseamnă că soția este la locul ei. Adică ce înseamnă locul lui? Să fie clar și limpede și simplu. Locul lui este locul lui de intimitate cu Hristos, în care își revarsă dragostea față de soție. Ce înseamnă locul ei pentru soție? Locul ei înseamnă locul ei de intimitate cu Hristos, în care își revarsă respectul față de soțul ei. Și în cadrul acesta de dragoste și respect, autoritatea spirituală curge, se revarsă. Iar nu se revarsă și nu se manifestă cu urlete, cu impuneri, cu strigăte, cu versete citate, cu ședințe la care inviți nu știu pe cine, nu. Ești la locul tău cu Dumnezeu, ești la locul tău cu soția și cu soțul. Ungerea și autoritatea divină vine peste casa ta și peste tine și ce face? Asigură căldură, asigură protecție, asigură liniște, asigură pace. Iată un alt text mai puternic chiar în Noul Testament, 1 Corinteni 11:3. Dar vreau să știți, Pavel din nou vorbește, dar vreau să știți, Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Și toată învățătura capului acoperit la femeie este de fapt axată pe acest principiu divin al autorității. Nu îi spune femeii, puneți o năframă în cap că se rezolvă autoritatea, sau că asta e cultura, sau că trebuie să fii diferit de cultura nu știu care, sau că în Corint femeile destrăbălate umblau cu capul acoperit și creștinii, ca să se deosebească, trebuiau să aibă capul acoperit femeile. Nu asta. Pavel angajează principiul autorității divine, a ordinii și a autorității divine și spune Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Asta e ordinea, asta e autoritatea divină
pe linia asta se manifestă protecția și autoritatea lui Dumnezeu. E foarte important să avem asta, pentru că e foarte important să avem liniște. E posibil, într-o lume tulburată, într-o lume nebună, într-o lume fără valori, într-o lume fără Hristos, tu vii acasă și nu că ai intrat în grădina ta sau pe proprietatea ta sau în casa ta, ai intrat în spațiul familiei tale, soția, copiii, și în momentul acela tu ești într-o altă lume. În momentul acela, acolo funcționează alte legi. În momentul acela, cum spune Pete Popovici în cărticica lui, e colțul tău de rai. Ai părăsit Edenul, ai fost dat afară din Eden, dar totuși în Hristos, în familie, ai șansa să experimentezi colțișorul acela de rai, de grădină. E spațiul în care se manifestă autoritatea lui Dumnezeu. Dacă tu, ca bărbat, îți iubești soția și dacă tu, ca femeie, îți respecti bărbatul. Și în cadrul acesta, în spațiul acesta, autoritatea divină se revarsă. Mi-amintesc un an foarte greu din viața noastră în America, foarte, foarte greu, nu o să intru în detalii, o să spun doar atât, a fost anul 2000, sfârșitul anului 99, până la începutul anului 2001, dar mai ales tot anul 2000. A fost un an foarte greu. Nu doar pentru că a murit tata sau pentru că s-au întâmplat lucruri teribil de grele și de controversate. Și mi-aduc aminte că atunci, la Phoenix, Domnul a trimis o soră de la Portland. De obicei nu stă în obiceiul meu să recomand prorocii și discuția asta cu prorocii e o discuție cât se poate de sensibilă. Cine umblă după proroci și nu după Hristos, mai devreme sau mai târziu, dă în bară. Pentru că nu ai voie să umbli după oameni și după proroci, ai voie să umbli după Hristos. Și când în momentul când ți-ai pus ochii pe un om și ai zis, wow, ăsta este, mai devreme sau mai târziu trăiești o experiență și cu ăla. Că și prorocii lui Dumnezeu se întâmplă să greșească și să aibă zile mai slabe și zile mai de neveghiere. Așa că fiți, vă rog, foarte atenți apropo de contextul prorocilor. Și nu am obiceiul să spun asta, dar o să spun numai ca să scot în evidență un lucru care mi se pare că merită. Și anume, sora asta este din Portland, o cheamă Darica Nicolov. Este o soră în vârstă, la 70 de ani să fie acum. Și este o soră baptistă, este o soră din Biserica Baptistă din Portland. Pastorul Brisk, Nelu Brisk din Sălaj, mi-a spus de atâtea ori, zice, mă duc la sora, mă duc la grup de rugăciune cu sora Darica și cred în descoperirile care le are ea de la Dumnezeu. Deci este un lucru mare. De ce v-am spus asta? Ca să vă dați seama că mai sunt pastori baptiști care cred lucrarea Duhului Sfânt și bisericile cărora există grupe de rugăciune, oameni botezați cu Duhul Sfânt și cu daruri spirituale, chiar dacă nu se numesc penticostali. Și sora asta a fost trimisă la Phoenix și cuvântul profetic care l-am avut prin ea a fost foarte clar, foarte precis, foarte exact. Dar vă citesc numai un segment care ilustrează ce discutăm noi aici, ce vă împărtășesc noastră aici. Cuvântul a fost așa, vei fi lovit din afară, dar vei fi apărat înăuntru. Și când a explicat lucrarea, a spus, loviturile vor fi din afară, dar în familie veți avea liniște, veți avea pace, veți avea odihnă. Copiii niciodată n-au zis, tată, nu mă mai duc la pocăiți, nu mă mai duc la români, nu mă mai duc acolo. Niciodată. Și erau adolescenți, erau copii în cea mai grea perioadă a vieții. Dar niciodată n-a fost o problemă să zic, nu mă mai duc, nu mai citesc în Biblie, nu ne mai rugăm, nu ne mai, nici să nu mai auzim de români, mergem la americani sau nu ne mai interesează. N-a fost asta. Pentru că în familie, în casă,
în spațiul acela numit familie, aveam liniște. Și asta a fost cel mai important lucru. Afară putea să tune și să fulgere și să se întâmple orice s-ar fi putut întâmpla, în familie aveam liniște. Și nu-i lucru mai important și mai mare decât ăsta. Dacă i-am cerut ceva lui Dumnezeu în ăștia 33 de ani de căsătorie, a fost un singur lucru și am spus: Doamne, dă-mi voie să cer un singur lucru. Știu că diavolul aude asta, știu că iadul se pune în mișcare când aude asta, dar i-am spus lui Dumnezeu: îți cer un singur lucru. Nu-și cer avere, nu-și cer funcții, nu-și cer onoruri, nu-și cer sănătate, nu-și cer nimic, nu-și cer. Atât aș cer. Familia să stea lângă Domnul. Casa noastră să fie mântuită, să fie salvată, să fie o casă a păcii, o casă a liniștei, o casă protejată, ocrotită și, cum spune Iosua, nu știu voi ce ați decis, nu știu voi ce gânduri aveți, dar cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Nevoia aceasta de protecție, nevoia aceasta de căldură, nevoia aceasta de liniște este o nevoie foarte mare. Avem nevoie acolo, în spațiul acesta, de încredere, iubiții mei. Mare nevoie este de încredere. Când ai pierdut încrederea, ai pierdut tot. Să știți că încrederea se pierde repede și se câștigă tare greu. Se recâștigă înapoi și se repară înapoi tare greu. Tare, tare greu. Iată Proverbe 31, versetele 10 la 12, ce spune înțeleptul Solomon. Cine poate găsi o femeie cinstită, semnul întrebării, cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Deci mai de preț decât averea, decât lucrurile materiale, decât orice. Zice, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Deci foarte mare lucru este încrederea. Foarte, foarte mare lucru. Încrederea, dacă nu poți cu soția ta, cu soțul tău să fii 100% transparent, deschis, să nu ascunzi nimic și să ai totală încredere, atunci n-ai nimic. N-ai nimic. Ești cel mai sărac om. Ești cel mai nenorocit om. Nu pot să înțeleg cum sunt unii cu accounturi separate, cu secrete față de soț, cu secrete față de soție, cu să nu știe ăsta, să nu știe aia, să nu știe nici n-au nume săracii. Încrederea asigură liniște, asigură pace, asigură spațiul acesta de protecție. Liniștea și pacea aceasta, spune Eclesiastul 9:9, gustă viața cu nevasta pe care o iubești. Deci în atmosfera de dragoste se întâmplă asta. În tot timpul vieții tale, deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta ți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Deci, el spune, peisajul e trudă, durere, necaz, dar când vii acasă, bucură-te. Când vii acasă, fii fericit. Când vii acasă, să ai pace. Când vii acasă, să ai liniște. Când vii acasă, să fii în siguranță. Când vii acasă, să poți să-ți arăți toate rănile, să poți să-ți arăți și să nu-ți fie frică că cineva îți mai trage una acolo unde te doare cel mai tare. Să poți să-ți arăți toate reușitele și să nu te trezești că cineva îți dă una sub barbă și zice, vezi că te prea încrezi și ești prea arogant sau prea arogantă. Nu. Acolo cei care se bucură de biruința ta sunt sinceri, pentru că nimeni nu se bucură mai mult ca familia ta. Și nimeni nu simte cu tine în durere și în suferință mai mult ca familia ta. Dar ce mare lucru este să poți veni acasă și să fii tu însuți și să poți să fii transparent și să poți să fii
complet sincer și să spui toate necazurile care le-ai avut, toate ispitele care le-ai avut, toate, atacurile care le-ai avut, doesn't matter what. Mergi pe stradă sau conduci mașina și mergi cu mașina, da? Și traversează o femeie foarte frumoasă. Dumnezeu are creaturi frumoase și mai ales frumusețea este frumusețea sufletească. Și să nu trebuiască să... Da, dacă m-a văzut soția, da, dacă m-a văzut soțul, da, dacă a observat, da, dacă o să zică ceva, dacă să poți să spui, you know what, azi n-am avut o zi prea bună, astăzi am fost ispitit, astăzi am fost, am colega aceea de serviciu care, îmi dă multe bătăi de cap, sau am colegul acela care mă invită la cafea, care mă invită să luăm lunch împreună, care discutăm, care se poartă frumos cu mine și dacă tu ești bădăran și nu te porți frumos, acolo la serviciu sau unde este ea, găsește pe unul care în aparență se poartă frumos. Slăbiciunea omenească este mare. Dar în momentul când vii acasă și ai posibilitatea de transparență totală, de sinceritate totală, de împărtășire maximă, să poți să spui toate bucuriile, să poți să spui toate durerile, să poți să spui toate ispitele, ești cel mai fericit, ești cel mai protejat. Bucuria aceasta și aprecierea aceasta o vede Solomon în Proverbe 31. De fapt, este mama lui Lemuel care vorbește aici despre cadrul acesta foarte frumos de familie. Proverbe 31, 28, 29. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Gustați, simțiți ce atmosferă e acolo? Ce liniște, ce încredere, ce bucurie, ce libertate de exprimare. Cel mai mare dar pe care îl poți face soțului tău, cel mai mare dar pe care îl poți face soției tale, e să-i oferi un spațiu în care să-i spui, be yourself, să fii tu însuți. Nu trebuie să performez în fața mea, nu trebuie să încerci să mă influențez sau să încerci să mă cucerești sau să încerci să mă impresionezi. Just fii tu însuți. Și dacă e vreo slăbiciune, îți promit că nu-ți dau în cap. Și dacă e o biruință, îți promit că nu o las neobservată și nepusă în valoare. Pentru că spațiul de familie este spațiul de maximă sinceritate. Am să închei cu o ilustrație din profetul Ieremia, capitolul 18. Haideți să citim de la versetul 1 la 4. Este un tablou deosebit, care face subiectul multor predici sau multor studii. Și o să desprindem ceva de aici. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului care sună astfel, scoală-te și coboară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului? Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă? Să știți că și familia este acest vas. Dar nu soția modelează soțul și nu soțul modelează soția, ci Dumnezeu este olarul care îi modelează pe amândoi. Și sigur că îi bagă în tot felul de tratamente, în tot felul de faze, în tot felul de etape, în tot felul de școli, în tot felul de zdrobiri, în tot felul de frământări. Dar Dumnezeu vrea din familia ta să facă un vas frumos. Și spune Ieremia, observ două lucruri. Primul lucru care îl observ, că este ceva în natura lutului de a se opune, de a se încăpățâna, de a rezista, de a opune rezistență.
Asta se întâmplă, spune Ieremia, cu lutul. Așa e lutul, asta e natura lutului. Și toți suntem lut, și soția și soțul. Amândoi sunt același lut, aceeași marfă. Os din oasele mele, carne din carnea mea, dar e o marfă slabă. Iertați-mă că spun asta. Fără ofensă, fără dorința sau intenția de a vă jigni pe careva. E o marfă slabă. Numai când ajunge în mâna olarului și când se lasă. Dar lutul e încăpățânat. Lutul e îndărătnic. Lutul are impurități, are tot felul de amestecuri. Și olarul, lutul se opune. N-a izbutit, spune. N-a izbutit că așa e lutul. Dar zice Ieremia, ba, a izbutit că așa e olarul. Că am văzut, după cât e de îndărătnic lutul și nu se lasă, atât ai de pasionat și de determinat olarul, că nici el nu se lasă. Și până la urmă, lupta între lut și olar, câștigă olarul. Câștigă olarul pentru că dragostea lui, pentru că răbdarea lui, pentru că pasiunea lui, pentru că dorința lui de a face din vasul familiei tale un vas, cum îi place lui să-l facă, un vas de cinste, un vas pentru gloria și slava lui Dumnezeu, olarul nu se lasă, spune Ieremia. Atâta s-a trudit, atâta a învârtit roata, atâta a lucrat până a scos vasul care îi place. Să nu vă spun că după ce l-a scos, l-a pus la uscat, să nu vă spun că după ce l-a pus la uscat, l-a băgat în cuptor, 8.000 de grade, da? Noastră vedeți vasul numai când e gata, pictat, frumos, îl vreau pe ăla, că seamănă a artă românească sau mexicană sau nu știu de care. Era un popor în nordul Italiei, un popor foarte renumit în arta vaselor de ceramică și de lut, etruscii, poporul acesta, un popor nomad, etrusc. Etruscii aceștia veneau în nordul Italiei, coborau din munți și în piețele Imperiului își desfăceau marfa. Aveau vase de tot felul, oale de tot felul, frumoase, pictate, colorate. Și cumpărătorul făcea un lucru anume. Venea și lua vasul și îl tot învârtea. Nu se uita, oh, ce frumos e pictat, ce formă frumoasă are. Nu, nu. Se uita la el și nu avea cum să meargă acasă să-l probeze, să vadă cum lucrează. Nu avea șansa asta. Dar îl întorcea pe toate părțile, îl lovea, să audă cum sună și avea o întrebare și zicea, sine cera? Sine cera, adică sine cera, înseamnă în latină fără ceară. Fără ceară, pentru că ce făceau? Când îl scoteau din cuptor, totuși mai apăreau niște impurități, mai apăreau niște fisuri, niște foarte, foarte mici, lucruri imperfecte. Și atunci ce făceau ei? Dădeau cu ceară. Vasul era lucios, era dat bine cu ceară. Dar cumpărătorul era interesat ca să nu fie ceară, pentru că ceara îi dădea luciu și făcea atractiv, dar când îl duceai acasă și îl puneai pe sobă, ce făcea ceara? Se topea. Și atunci cumpărătorul era interesat de asta și zicea, sine cera? Sine cera? Și asta e rădăcina cuvântului sincer, să fii sincer, adică să fii fără ceară. Să fii fără acoperit. În familie trebuie să fii tu însuți. În familie trebuie să ți se oferă șansa să fii tu însuți. Pentru că în familie, cu siguranță, nu te poți da drept altul. Că mai fentezi la lucru sau la biserică sau la școală sau între oameni, zici, mă, dar ce blând e omul ăsta. Și te duci la consiliere și zice soția, când vine acasă, e ca un zmeu, e nervos, e mânios, e turbat. Și zici, cum, dar când dai mâna cu el la biserică, ține capul jos și e smerit și
pacea Domnului și n-are multe de zis și e un blând din ăsta, da, 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 sinecera, sinecera, în familie e privilegiul unic pe care îl ai, nu ți-l dă școala, nu ți-l dă locul de muncă, nu ți-l dă nimeni. Eventual ți-l mai dă biserica, dacă biserica seamănă cu familia lui Dumnezeu, dar de multe ori nici bisericile nu mai seamănă cu familiile lui Dumnezeu, cu familia lui Dumnezeu. Dar familia e spațiul în care tu ca soție îi oferi soțului tău spațiu și locul în care să fie el însuși. Și îl respecti și îl iubești așa cum este. Și tu ca soț îi oferi soției tale spațiu și cadru să fie așa cum este. Și îi spui, te iubesc și te respect așa cum ești. Pentru că cel care ne schimbă, cel care ne modelează, e Dumnezeu, e olarul. Nu ne place procesul, nu ne place schimbarea, adică schimbarea ne place, dar nu ne place procesul. Vrem schimbare overnight. Overnight vrem, da, mă pocăiesc, îmi pare rău, de mâine dimineață să fie totul total diferit. Nu-i total diferit, pentru că tranziția e teribil de grea. În familie, în biserică, în instituție, oriunde, o schimbare înseamnă tranziție și tranziția e foarte grea, e foarte dureroasă și complicată. Noi vrem schimbare așa, mâine dimineață mă scol, totul să fie perfect. Nu, nu va fi așa. Va fi cu pocăință, va fi cu a ceda calut, a-L lăsa pe olar, a-L onora pe Dumnezeu, a te pune în ordine cu El, a fi în intimitate cu El și față de soțul tău să-i spui unconditional respect. Te respect fără condiții. Și El face la fel. Te acceptă cum ești, te iubește cum ești și spune unconditional love. Te iubesc fără condiții. Singura rugăminte, singura dorință este ca amândoi să ne punem în mâna Lui și să nu uităm că suntem doar lut. Și El e olar și ne poate face cum vrea El. Și precis ne va face un vas pentru gloria și slava numelui Său. Ne ridicăm la rugăciune și ne ducem în această rugăciune cu pocăință, cu mărturisire și cu rugămintea ca și în casele noastre să facă Dumnezeu să fie atmosfera de pace, de liniște, de ocrotire, de protecție. Să spunem, Doamne, nu mi-am respectat soțul, că i-am tot pretins, am tot așteptat, am tot dorit schimbare. Ajută-mă să-l respect, no matter what. Și eu, ca soț, ca bărbat, să spun, Doamne, nu mi-am iubit soția, că am avut pretenții, am avut liste, am avut așteptări. Ajută-mă de acum înainte să o iubesc cu dragoste agape, să o iubesc ca și Hristos, să o iubesc fără condiții. Și cel care modelează viețile și cel care modelează vasul e Dumnezeu. Și El își va face lucrarea Lui. Ne rugăm!